Al doilea război mondial a fost cel mai devastator război din istorie, implicând majoritatea națiunilor lumii, inclusiv toate marile puteri, care s-au aliniat în două alianțe militare opuse, Aliații și AXA. Cu fiecare pas prin pădurile dese și câmpiile întinse, haiducul Wild își lasă urma în istorie, aducând la lumină obiecte care au fost martore la evenimente de demult uitate. Prin munca sa, el nu doar că redă viață trecutului, dar inspiră și pe alții să aprecieze și să protejeze patrimoniul cultural și natural al Prahovei. Povestea canalului, haiducul Wild, începe în inima Prahovei, unde natura și istoria se împletesc într-un dans veșnic. Creatorul canalului, un pasionat de istorie și aventură, își propune să exploreze și să documenteze cele mai sălbatice și neatinse colțuri ale regiunii, în căutarea comorilor ascunse și a poveștilor nespuse. Canalul Haiducul Wild este o invitație deschisă pentru toți cei care doresc să învețe despre istorie într-un mod interactiv și captivant, să descopere frumusețea ascunsă a naturii și să trăiască o aventură alături de un haiduc modern al zilelor noastre. Celții au fost o populație legendară în antichitate. Blonzi și roșcați înalți și cu pielea albă erau războinicii feroce care au colonizat și dominat o bună parte a Europei. Făceau parte din grupul de populații indo-europene, vorbitori ai unei limbi Kentum. Au apărut pe scena istoriei înainte de Hristos, fiind atestați de Hecateu din Milet, undeva în zona Europei centrale, către izvoarele Dunării, dar și în nordul Spaniei de astăzi. De-a lungul a câteva secole au migrat pe tot parcursul Europei, stabilindu-și centre ale puterii în Cehia actuală, Slovacia, sudul Germaniei, Elveția, Austria, Franța, Belgia și insulele britanice, acolo unde au dezvoltat o cultură aparte. Totodată, neamurile celților au străbătut și zonele estice ale Europei, inclusiv peninsula balcanică și chiar Asia Mică. Erau neamuri războinice, maestri ai prelucrării fierului. Știau să prelucreze metalele prețioase și locuiau în așezări proto-urbane întărite cu val de pământ și palisadă numită Opida. Se făceau remarcați în special prin calitatea armelor de fier, dar și a furiei războinice. Războiul este și nu este un dat. Este un dat pentru că face parte din conflictualitatea lumii, iar lumea este în esența ei conflictuală, întrucât conflictualitatea reprezintă, fără îndoială, un suport al mișcării și dezvoltării. Acolo unde nu există conflict, nu există mișcare. Acolo unde nu există mișcare, nu poate avea loc niciun fel de evoluție, niciun fel de dezvoltare. Războiul reprezintă una dintre formele cele mai complexe ale conflictualității locuitorilor planetei Pământ, dacă nu chiar cea mai complexă. Din această perspectivă, noi considerăm că lumea nu are prea multe lucruri de făcut în afară de acceptarea faptului că războiul face parte din viața ei și că, într-o formă sau alta, trebuie doar să-l gestioneze și să-l facă mai puțin distrugător, controlându-i violența și armele și orientându-l într-un fel pe calea cea bună. În adâncul pădurii, unde istoria își țese poveștile, haiducul cu pași tăcuți prin frunziș se strecoară. Sub ramurile copacilor, printre umbre nemișcate, el găsește câteva obiecte ale unei lumi de mult apuse. Statuile au un rol deosebit de important. Ele sunt parte a culturii noastre
și reprezintă personalități care au modelat societatea noastră. Multe dintre ele au dispărut odată cu schimbarea regimurilor politice, iar mulți oameni trec nepăsători pe lângă cele existente, fără a cunoaște semnificația și importanța lor și fără a avea vreo intenție de a se informa asupra lor. Primii nasturi au apărut în epoca bronzului, dar nu aveau o utilitate practică fiind folosiți pentru decor, pentru că în acele timpuri, pentru închiderea hainelor, erau utilizate ace, broșe sau centuri. Nasturii erau confecționați din os, corn, lemn, metal sau cochilii de scoică. Chiar și grecii și romanii îl foloseau tot pe post de bijuterie. Astfel că nasturele a trebuit să aștepte o revoluție vestimentară și să se mulțumească doar cu rolul său decorativ. Pentru cei care nu-și permiteau astfel de podoabe, au început să fie făcuți nasturi din argint, ceramică sau mătase, desenați sau gravați. Un mare iubitor de nasturi a fost Ludovic, care a dispus ca și soldații săi să poarte nasturi de argint colorați la tunicile militare. În perioada antică, broșele arătau statutul persoanei. Purtate de obicei pentru prinderea robei pe umăr, ele spuneau o poveste despre cel care le purta. Consulii și diplomații romani purtau broșe din aur bătute cu pietre scumpe, soldații purtau broșe din argint, iar populația de rând purta broșe din materiale comune sau nu purtau deloc. Epoca bronzului este o perioadă din dezvoltarea civilizației când cele mai avansate tehnologii de prelucrare a metalelor, cel puțin din punct de vedere al răspândirii, erau tehnicile de extragere a cuprului și staniului din minereul disponibil și apoi crearea unui aliaj din aceste metale pentru a turna bronzul. Epoca bronzului face parte din sistemul celor trei epoci pentru societățile preistorice. În acest sistem, ea urmează neoliticului în unele zone de pe glob. Chiar dacă poveștile despre cristale pot părea o invenție în realitate, ele au fost folosite din cele mai vechi timpuri în scopuri terapeutice și ca mijloc de protecție. Cristalele fac parte integrantă din mitologie. De mii de ani aceste pietre au fost folosite ca bijuterii, ornamente, dar și ca simboluri ale puterii pentru semnificația sacră ce le-a fost atribuită. La început nu a fost vitrina, nici geamul, nici sticla de bere și nici becul. La început a fost nisipul și focul și mai apoi întâmplări care au produs în mintea omului antic mici sclipiri de geniu ce au dus la descoperirea sticlei și la ceea ce este astăzi industria de profil. Ne putem oare imagina cum ar fi viața noastră fără sticlă? Credem că niciun om locuitor al societății moderne nu poate face acest exercițiu de imaginație. De-a lungul timpului, sticla a evoluat constant. De la utilizările sale în câteva domenii, acum putem să ne bucurăm de frumusețea și proprietățile sticlei aproape la tot pasul. Medicina militară română are o istorie îndelungată plină de reușite și de performanțe pe linie științifică. Marea ei valoare a fost demonstrată în momentele de cumpănă ale istoriei naționale. Cheile sunt menționate frecvent în mitologie și în Vechiul Testament. În capitolul 3 din cartea lui Neemia se spune că după ce au fost reparate porțile Ierusalimului, acestea au fost încuiate. Cheile sunt reprezentate și pe tăblițele de lut din Babilon, datând de acum 4.000 de ani.
Fundamentul economic al apariției monedelor este reprezentat de faptul că, într-o societate în care diviziunea muncii devine tot mai accentuată și, prin urmare, indivizii sunt obligați să schimbe între ei diferite produse, apare necesitatea ca valoarea acestor mărfuri să fie măsurată într-un anumit fel. Diferența principală dintre monedă și mijloacele metalice premonetare este reprezentată de faptul că pe monedă este aplicat un însemn al emitentului. Însemnul garantează că respectiva monedă are o anumită valoare dată de faptul că cel puțin teoretic moneda conține o cantitate fixă dintr-un anumit metal prețios. Garanția pe care o oferă însemnul aplicat direct pe bucata de metal standardizată ca formă și ca greutate face ca în cazul schimburilor să nu mai fie necesară cântărirea metalului prețios, ci simpla numărare a monedelor, un proces cu mult mai facil. În fapt, dincolo de importanța ei economică, apariția monedei a reprezentat un triumf al gândirii umane abstracte, o adevărată piatră de temelie, așezată la baza civilizației occidentale. Argintul este un metal cunoscut pentru proprietățile sale extraordinare de purificare, atât a apei cât și a altor substanțe cu care intră în contact. Proprietățile curative ale acestui metal prețios sunt cunoscute și folosite de mii de ani. Vechii greci au observat cum starea de sănătate a familiilor, unde se foloseau tacâmuri și pahare sau veselă din argint, precum și alte obiecte din argint, era mult mai bună decât a celorlalți membri, îmbolnăvindu-se mult mai rar. Demonetizarea unei monede prin distrugere implică invalidarea sau anularea fizică a monedelor existente, astfel încât acestea să nu mai poată fi utilizate ca mijloc legal de plată. Acest proces poate fi implementat pentru a înlocui moneda cu una nouă, pentru a contracăra falsificarea sau pentru a gestiona inflația. Demonetizarea unei monede prin distrugere poate fi un proces complex și necesită o gestionare atentă pentru a minimiza impactul asupra economiei și a populației. Până data viitoare, numai bine! După ce v-ați abonat la canalul nostru de YouTube, nu uitați să apăsați clopoțelul situat alături și să selectați opțiunea Toate pentru a primi toate notificările.